Azi am primit de la Iași volumul 61, Personalități române și faptele lor. Deci, sunt 61 de asemenea volume, în care sunt peste 3.000 de oameni din toate domeniile vieții culturale românești. În volumul acesta sunt prezentați un alt preasfințitul Bartolomeu Valeriu Anania, metropolitul de Ardeal, și Nicolae Corneanu, metropolitul de Banat. În literatură, Adrian Păunescu, Grigore Vieru, care au mai fost și în alte volume, și prima dată în această serie de volume, Mihai Prepelița, pe care îl voi prezenta mai mult. Paraschiva Butnăriței, poetă, Pandelica Aradeș, scriitoare, Alexandrina Monteoru, scriitoare, Cristiana Harnău, scriitor, Lucian Manole, scriitor, Sorin Spiridon Gâtu, romancier și pictor, Dora Alina Romanescu, prozatoare dinspre Constanța, Iulius Predușel, autodidact, spune, doi pictori, Ion Tengheru, Gabriel Tengheru, e prezentat Constantin Brâncuș de către un gorjean, în grafică Ștefan Popa Popas, un medic neurolog Sofia Ionescu Ogrezeanu, în muzică o soprană absolută, Teodora Lucaciu, care a mai fost, prezentat în altă volum. Teodora Lucaciu nu este cunoscută în România, dar în schimb este în Ecuador, îi poartă numele conservatorul. Și profesor universitar dr. Crișan Mircioiu. Da. 100 de pagini sunt prezentate alte volume și alte prezente la în țară, în peste 32 de localități. Grigore Vieru are o prezentare destul de interesantă, dar vă citesc din Mihai Prepelița. Așa arată partea Mihai Prepelița, volumele, ilustrarea cărților și diverse pagini. Îmblânzirea curcubeului, roman, în 1997. La casa cu nebun, dramaturgie recenzi, dialoguri despre teatru, în 1997. Ucenic la Eminescu, în 1997, evocare documentare. Altarul muzelor, monografie Emil Loteanu, Constantin Constantinop, recenzii, dialoguri, eseuri. Dialoguri de sânge, publicistică, Necropolele pentru suflet, poeme, prima antologie de autor în limba română, adică în țară, Din gulagul românilor, Eu sunt născut în Bucovina, Confesiuni, dialoguri, recenzii, eseuri, Codric Cosmin, roman, nuvele, poem nocturn, poezii și poeme, 111 poeme haiku, 1001 poeme haiku, Dacă rusoaicele nu mai au de la cine naște copii, agață un român. Wow. E un roman. Nebunul și floarea, piesă în două părți, după scriitorul român Romulus Guga. Poeme uitate, alte poeme uitate, Dincolo și dincoace de moarte, din colecția Români uitați în Imperiul Răului. Bucovina cea martiră, Basarabia martiră, Cerul de la Parcova, Aforismele unei vieți ratate. Are foarte multe volume, o să vă uitați pe carte. Are și multe piese de teatru montate pe scenă, este și traducător, este și pictor, membru al Uniunii Scriitorilor din Moldova, din Rusia și din România. Țara lui Zamolxe. Din țara lui Zamolxe bat vânturi și furtuni, de 10.000 de ani venim de prin genuni, rostise creatorul verdictul de pe urmă, sunteți o rasă veche și nu o biată turmă. Am fost loviți de soarte, de triburi de păgâni, de hulpa de popoare cu gând de a fi stăpâni, pe vatra strămoșească, pe munții grei de aur, noi ne-am luptat amarnic cu râmnă de balaur. Poemul continuă și se leagă cu celelalte poeme din carte a unei doamne din Bucovina, care a fost și în formația de dansuri populare a comunei Corni,
dar și a primit o diplomă la un concurs Nikita în luna lui Marte din Vatra Dornii. Această poetă Paraschiva Butnăriței zice: toată viața mi-am pus întrebări, dar am găsit puține răspunsuri. Unele au venit prea târziu. Când au venit zăpezile albastre să-mi orbească retina, fiorul lor să-mi pătrundă în creier, nu vom mai ști dacă sângele va țâșni ca un pumnal. Sau, mas sub cerul Basarabiei, sora mea îngrădită de ape, doar unul ți este otar, nești de suflet aproape și am vrea să-ți facem un dar, că roșu în macii din laur, din lanul și cel ce-n căușeni e zidit, și crucea din mâna lui Ștefan și orheul ce curge ticnit, sunt toate ale tale, tu soră, și fi voi cu tine mereu, în inimă-s toate ale noastre, că așa a vrut Dumnezeu. Sau Pandelica Radeș, profesoară din Iași: mi-am slujit neamul și țara, pentru ele am ars capara. Este un volum interesant, inclusiv cu multe fotografii, cu multe prezențe anor oameni din diverse locuri.